Agenții economici interesați au posibilitatea să închirieze spații în cadrul parcului industrial HIT Bacău. Parcul, a cărei destinație inițială a fost pentru domeniul IT, și-a schimbat domeniul de activitate după trecerea celor 5 ani în care Uniunea Europeană, finanțatoarea obiectivului, a impus păstrarea încadrării activității, scoate la închiriere mai multe spații pentru a-și asigura măcar o parte din cheltuieli. Măsura închirierii, dar și stabilirea tarifelor s-a realizat de către aleșii județeni după discuțiile de câteva luni și mai multe proiecte de hotărâre adoptate în Consiliul Județean Bacău. Practic, ce am început ca discuții în ianuarie, am aprofundat și cu ajutorul unei comisii în februarie și martie. Venim acum cu o formă, zic eu, bună de abordare a problemei privind spațiile în administrarea SC Parc Industrial HIT. Tariful de închiriere este unul avantajos, doar 2 euro pe metru pătrat pentru spații de birouri sau pentru derularea activităților de producție și prestări servicii.